După două victorii în Liga Europei Centrale, CSU Alba Iulia a pierdut acasă cu ICIM Arad. Scorul final, 72-75, indică echilibrul din teren. Confruntarea dintre primele două formații ale Ligii Naționale de Basket, campioana ICIM Arad și ocupanta locului 2, CSU Alba Iulia, continuă și în competițiile europene, tot în favoarea arădencelor, din păcate. Susținută de o sală plină, CSU Alba Iulia a început ezitant partida și după primul sfert, echipa oaspete avea 8 puncte avans. Muștruluite de tehnicianul Miroslav Popov, studentele au câștigat al doilea și al treilea sfert, echilibrând partida, astfel că înainte de ultimele 10 minute, arădencele nu mai aveau decât un avantaj de 2 puncte pe tabela de marcaj. În ultimul sfert s-a mers umăr la umăr, CSU Alba Iulia având la un moment dat un avantaj de 4 puncte. Pe final însă albaiuliencele și-au pierdut concentrarea, iar ICIM Arad a speculat prompt, adjudecându-și victoria la 3 puncte diferență. Așadar, CSU Alba Iulia, ICIM Arad, scor final 72-75, pe sferturi 15-23, 25-22, 15-12, 17-18. Cu precizarea că luni 2 decembrie vă vom prezenta în cadrul emisiunii Din Voleu înregistrarea integrală a partidei, vă prezentăm în continuare finalul de partidă.
Final de meci, CSU Alba Iulia 72, ICIM Arad 75. Nu uitați, sâmbătă, începând cu orele 18, CSU Alba Iulia va juca împotriva CSPT Alexandria.